găsit la unul din derbiurile acestei faze a 16-milor de finală din Cupa României Fan Curier, acolo unde se întâlnesc două echipe cu șanse, două echipe extrem de cunoscute. Corona Brașov împotriva celor de la CSM București. E drept, la prima vedere poate părea că CSM-ul este favorită la câștigarea acestei confruntări și la calificarea în faza optimilor de finală, însă, așa cum toată lumea din staful Brașovului spunea, este o partidă care până la urmă poate fi câștigată. CSM-ul nu este un adversar de neînvins, acest lucru l-a dovedit de altfel în acest sezon în competițiile interne SCM Râmnicu Vâlcea și secretul este ca să hărțuiești în permanență adversarul și să te lupți timp de 60 de minute pentru fiecare minge. Dacă fetele pregătite de Ion Crăciun vor reuși acest lucru sau nu, rămâne să vedem împreună în această transmisiune directă. Iată și pe cei doi arbitri, Mihai Pârvu și Mihai Potârniche din București, respectiv Buzău, iar Gigi Antonescu din Argeș este observatorul din partea Federației Române de Handbal. În câteva momente va începe această partidă, sala este aproape plină aici la Brașov și este și o galerie nu foarte numeroasă, dar compactă și sunt acei, hai să împrumutăm un termen din fotbal, deși e cu totul altceva. Suporterul de fotbal și nu alt, suporterul de handbal se manifestă în cu totul alt fel decât cel de pe stadioanele de fotbal. Un fel de, un grup restrâns, dar foarte inimos de ultraș ai Coronei Brașov. În câteva momente va începe această partidă. Avem deja trei rezultate. Zalăul, Bistrița și Clujul au mers fără emoții în meciuri jucate mai devreme în optimile Cupei României. Știința Bacău a pierdut acasă meciul cu Zalăul lui Gheorghe Tadici. Gloria Bistrița, echipa pregătită de Horațiu Pașca, a câștigat fără emoții în deplasare cu Mioveniul, iar duelul dintre Știința București și Ucluj, derbiul studentelor, dacă putem spune așa, a fost adjudecat de Arde Lence cu scorul de 31-25. A început așadar această partidă cu Corona având primul atac. Coordonator este, ca de obicei, Eliza Buceschi. Marina Dimitrovici și Sorina Târcă sunt la linia de 9 metri și o intervenție aspră la pivotul rus Ecaterina Vetkova. Târcă, Buceschi, Dimitrovici, pleacă în circulație și pivotul, Târcă în zona centrală, pasă pentru Buceschi, Târcă în prepasiv gazdele, mingea se duce în extremă, dar din nou este un duel. Zvici și Omoregi au comis acest faul și un cartonaș galben pe care îl vede jucătoarea din Slovenia. Târcă, se duce și Chiricuța al doilea om pe semicerc, aruncă Eliza Buceschi din zona centrală și Grubisic vede târziu această minge. 1-0 după 1 minut și 20 de secunde de la startul acestei partide. Primul atac și pentru oaspete cu Omoregi în zona centrală. Claudia Constantinescu pe inter stânga, pe dreapta Barbara Lazovic și imediat golul egalizator. Claudia Constantinescu, cea care a izbutit să prindă spațiul porții, apărată de Diana Mihaela Popescu. Mitrovici, Buceschi, aceeași plecare a lui Chiricuță și poziționare între apărătorul central și intermediar. A încercat să pătrundă, dar e greu să treci de Dragana Țvici și de Omoregi, două apărătoare foarte bune. Savina Iacobsen și ea, apărătoare centrală asupra, alături de Țvici. Dimitrovici pasă pentru Târcă, o pasă dificilă. Chiricuță aruncă Sorina Târcă la brațele portarului. Reține fără nicio problemă Grubisi și încearcă să declanșeze contraatacul. Radicevici pentru Țvici și 2-1 pentru CSM.
foarte bună apărarea CSM-ului. Foarte agresivă, găsesc greu spații pe care să pătrundă sau să arunce spre poartă jucătoarele de la Corona Brașov. Excelentă schimbare de direcție, o aruncare pe colțul scurt reușită de Marina Dimitrovici, sârboaica ce a mai evoluat un sezon în România pentru CSM Ploiești. Egal 2. Aici Omoregi. Da, probleme mari. Oh, o accidentare urâtă. Urâtă. O accidentare. Groaznic. Ce momente. Iată faza. O minge recuperată de Daria Bucur, care cade în încercarea de a intra în posesie și într-adevăr este o accidentare gravă. Momente neplăcute, groaznice. Sincer să fiu, nu știu ce s-a întâmplat, cred că e vorba de o fractură la deget, dacă am văzut bine. Nu cred că a fost vorba în niciun caz de intenție în acest contact între Omoregi și jucătoarea de la Corona Brașov. Momente de întrerupere firească a jocului. O să încercăm să aflăm la pauză ce s-a întâmplat exact și care este starea de sănătate a Dariei Bucur, o handbalistă foarte tânără, 19 ani, pentru jucătoarea lui Ion Crăciun, una din speranțele handbalului feminin românesc. Iată încă o dată acest duel. Oh. Da, e vorba de deget. E o fractură de deget, într-adevăr, se vede clar. În încercarea de a intra în posesie și de a recupera, s-a accidentat grav la degetul mare de la mâna dreaptă. În continuare, partida întreruptă, cu certitudine Daria Bucur nu va mai putea juca. Degetul i-a fost deja imobilizat într-o atelă, aplaudat de toată lumea pentru în momentul în care părăsește suprafața de joc. Da. Sincer să fiu, nu cred că este vorba de intenție în ceea ce o privește pe Omoregi. A fost un duel obișnuit, un duel normal pentru posesie între cele două handbaliste. În orice caz, o pierdere importantă pe care o suferă Ion Crăciun și Corona Brașov încă din startul acestei partide. Egalitate la 2. Au fost 3 sau 4 minute de întrerupere și jocul este reluat. Aceeași formulă ofensivă, Daria Bucur era folosită doar pe faza de apărare, pe intermediar dreapta. Buceschi, Dimitrovici, Buceschi, o încrucișare, încearcă să pătrundă, aruncă, obține însă un 7 metri. Certată Omoregi de faptul că nu a închis la timp acel culoar. Aruncarea de la 7 metri va fi executată de Eliza Buceschi, față în față cu Elena Grubișici.
armata portăriței croate. Mingea se duce însă în aut, în lateral și rămân în continuare în posesie brașovencele. Dimitrovici, Târcă, Uceschi, pleacă Neagu, Târcă, caută o soluție, pasa însă nu este una foarte precisă, contraatac acum rapid al bucureștencelor și o aruncare complet ratată a Barbarei Lazovici. Până acum pare a fi destul de greu pentru echipa lui Ion Crăciun să găsească soluții atunci când se află în atac. Dimitrovici, o aruncare simplă pentru experiența lui Grubișici, se grăbește Omoregi, pasă pentru Lazovici. Nu Omoregi, Claudia Constantinescu. Omoregi. Lazovici, Omoregi din nou, primește de la Claudia Constantinescu. Lazovici lasă în extremă, aruncă Radicevici, excelentă parada reușită de Diana Popescu. Lasă Larisa Tămaș, Dungeaș, oh, ce gol, izbutește Neagu. Surprinzătoare, Curea a ajuns târziu la pe acea poziție, era ușor avansată, i-a lăsat un spațiu suficient pentru ca Neagu să izbutească să finalizeze. 3-2, aproape 7 minute au trecut din această partidă. Constantinescu încearcă, forțează pătrunderea și scoate aruncarea de la 7 metri. Iată. Da, cu picioarele în semicerc era Marilena Neagu. Iovanka Radicevici la linia aruncărilor de la 7 metri. Radicevici, boltă peste Popescu, a păcălit-o pe portărița Coronei. Egalitate la 3. Din nou Grubișici își face datoria la aruncarea Marinei Dimitrovici, pleacă Iulia Curea pe contraatac și nu e gol! Excelent și reflexul Dianei Popescu, pleacă repede în ofensivă Corona Brașov, Târcă scapă acolo de un adversar, pasă până la pivot, însă e blocat Vetkova. Iată contraatacul în reluare, contraatacul Iuliei Curea și reflexul Dianei Popescu. Uceschi a încercat o pasă din săritură, aproape să comită paș, a avut totuși prezența de spirit să arunce, să-i paseze lui Dimitrova. Aruncă Sorina Târcă, din nou Grubișici, cred că a treia sau a patra paradă reușită de portărița de la CSM. Vine lansat Claudia Constantinescu și duce din nou echipa oaspete în avantaj. Intră și Oana Manea pentru faza de apărare, pe intermediar stânga, înlocuind-o pe Omoregi. Uceschi, Dimitrovici, Târcă, Dimitrovici, Neagu, Dimitrovici, Uceschi, pătrundere în forță și scoate 7 metri. A găsit acolo o breșă foarte
foarte mică. Între timp Grubisic protestează și încasează un cartonaș galben. Tărcă la linia aruncărilor de la 7 metri. O fentă, încă una, aruncă, tărcă pe lângă piciorul de sprijin al lui Grubisic și este egal 4. Zece minute. S-au scurs de la startul partidei. Egal 4, echilibrată până acum această confruntare. Moregi. Constantinescu, Lazovic, lasă la Omoregi, pasă pentru Radicevic. Zvic, excelentă această pasă dată de extrema dreaptă și un cartonaș galben pe care îl încasează numărul 19, Ecaterina Vetkova. Ușor neatente jucătoarele în defensivă, în zona centrală ale coronei, la faza precedentă. Galben pe care îl vede Sabina Jacobsen. Duceschi. Dimitrova. Duceschi, schimbare de direcție, încrucișează cu Dimitrova. Greu, greu. Greu în duelul cu Zvici. Sorina Târcă. Pautată de Lazovic. În curând intră în prepasiv gazdele. Dimitrovic pasă pe la spate. Neagu. Vă spuneam, Corona Brașov în prepasiv deja. Neagu trebuie să pătrundă, aruncă. Greu însă să înscrii din un astfel de unghi, mai ales când o ai în față pe Grubisic. Zvic se năpustește spre poartă, scoate însă doar un 9 metri. Intră Ciolan, Ana Cătălina Ciolan pe faza de apărare. Curea. Gol. Și galben pentru Sorina Târcă. Două goluri avans și are mare diferență înregistrată până acum pe tabelă. Duceschi, Târcă. Pleacă Târcă în zonă centrală. Pasă pentru Dimitrova. A reușit acolo Târcă împreună cu Vetkova să fixeze defensiva în zonă centrală, dar aruncarea ambalistei din Serbia a fost peste poartă. Regi Lazovic, se înalță Lazovic, bară, reușește recuperarea, Chiricuță, pleacă Buceschi pe contraatac, scapă de un adversar, pasă pentru Neagu, aruncă Neagu, Grubisic însă, fabulos! Excelent contraatacul, dar Grubisic este unul dintre cei mai buni portari din Liga Națională, Liga Florilor. Iată-l pe Ion Crăciun, antrenorul Brașovului. Atac rămas fără rezultat. Dimitrova, schimbare de direcție, aruncă, scoate doar un 9 metri. A reușit să o depășească pe Omoregi. Revine Sabina Jacobsen în apărare.
Dimitrova, pasă pentru Neagu, a ratat acolo. Intercepția Omoregii și Neagu a avut timp. Lazovic. Mingea a ieșit în afara terenului de joc în ciuda faptului că a încercat să salveze în ultimul moment Iovan Karadicevici. Atac pentru Corona Brașov, care în acest moment poate restabili egalitatea. În acest sezon s-au întâlnit atât în tur cât și în retur cele două echipe. De fiecare dată s-a impus CSM-ul în septembrie aici în deplasare, o victorie la două goluri diferență pentru bucureștence. A fost 22-20 pentru CSM în urmă cu 8-9 zile. A fost și meciul direct din campionat, din retur, în 6 februarie, atunci la București SM-ul a câștigat fără emoții. A fost 38-26, Tărcă inventează o torpilă care explodează în vincul porții lui Grubișici. Pentru formația voastră, 6-6. Radicevic, o pasă dificilă, cu șansă prinde Constantinescu. Claudia Constantinescu aruncă din nou, impecabil. Și învins Diana Popescu. Tămaș o înlocuiește pe Marina Dimitrovici. Se duce în zona centrală. Chiricuță, Târcă Buceschi, aruncare de la Șolt. Excelent! A prins-o pe contrapie pe Grubișici. Eliza Buceschi. Am văzut târziu mingea, portarul CSM-ului. Radicevic, Constantinescu, imposibil de oprit, dar ușor prea, hai să-i spunem, permisivă defensiva Coronei. Tămaș, Buceschi, Târcă. Se lovește ca de un zid de barba la Lazovic. Diferență de gabarit între cele două jucătoare. Buceschi, supravegat om la om. Paș. Excelentă intercepția reușită de Tămaș. Buceschi. Unsprezece minute până la pauză și time-out pe care îl cere Ion Crăciun. Time-out solicitat de Corona Brașov. Să-l ascultăm pe antrenorul gazdelor. Am făcut 5 ăla. Apar pe centru, iese la tine. Schimbă direcția. Deci, atenție, depășire dublă. Ai fixat aici, ai făcut dribbling în partea altă și vine pentru șut. Vine pentru șut. Cu curaj, mult curaj.
Vezi că pleacă, dacă ai schimbat șasiul, pleacă portarul. Hei, 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 hei. Elisa, hai să mai încercăm Marco pe partea asta, pe partea stângă, da? Hei. Repierea foarte bună. Și atenție aici când schimbăm oamenii. Și cineva să întâmpină la Constantinescu. Hei, hei. Transformăm în 3-2-1 în apărare. Haide. They own this moves on the left side, open them with the wing, and be patient. They have to be rushed. Okay? Da, am auzit. Pe 20 de minute a venit din partea fostei jucătoare de la Zălău, Claudia Constantinescu, cea mai eficientă și care până acum a fost și cea mai inspirată în a găsi culoare de pătrundere spre semicercul porții brașovene. Târcă, Buceschi, târcă, schimbare de direcție, Buceschi, o pasă ușor dificilă, Tămaș încearcă să scape de Oana Manea, oh, nu se dă absolut nimic, pleacă pe contraatac Iulia Curea și este gol marcat de bucureștence. Da, proteste din tribune pentru că spectatorii ar fi dorit un faul la intervenția lui Zvici asupra lui Vetkova. A căzut pivotul Brașovului, până la urmă contraatacul a fost finalizat cu gol de Iulia Curea. 9-7 pentru oaspete. Buceschi. Tămaș rușează cu Târcă. Târcă se înalță, aruncă și reușește, în ciuda faptului că a avut-o în față pe Dragan Ațvici. Golul cu numărul 3 pentru Sorina Târcă în această partidă. Claudia Constantinescu, Omoregi, Radicevici. Aruncă Omoregi, cât de ușor a găsit acel culoar. Discuții între Vetkova și Tămaș, care Larisa Tămaș încasează un cartonaș galben. Elisabeta Omoregi. Avertizată de la Corona, jucătoare 55. Schimbă pivotul pentru faza de atac, rămâne Ana Cătălina Ciolan pe teren, odihnită Ecaterina Vetkova. Din nou Târcă, de această dată Grubisic are timp să își pregătească intervenția. Omoregi, Constantinescu, din nou Omoregi, Zvici încearcă să-i creeze un culoar, prinde Zvici, iese însă excelent Popescu și blochează, pleacă pe contraatac Buceschi, nu prea are însă cu cine să intre în combinație, acum Târcă, Târcă schimbă direcția, în fața ei era Radicevici, pasă foarte bună pentru Chiricuță care rămâne singură pe semicerc și de acolo îndeplinește o simplă formalitate. Minute până la pauză. Un ușor plus pentru CSM, atât în joc, cât și pe tabelă. Aruncă pe lângă poartă Claudia Constantinescu. Ciolan. Târcă. Pasă pentru Vetkova, recuperează Omoregi și o pune în cursă pe Radicevici. Radicevici. Nicio șansă pentru portărița de la Brașov. Ați revăzut cursa muntenegrencei și aruncarea bine plasată. Chiricuță, Tămaș, Târcă, Buceschi, pasă pentru Neagu.
Din nou Buceschi, târcă în zona centrală, schimbă direcția, excelentă! Paș, se dă paș pe această pătrundere. Între timp Chiricuț are ceva de împărțit cu Zvi, Ciomoregi, oprită la 9 metri. Proteste ale lui Ion Crăciun. Cred că îi reproșează unuia dintre cei doi arbitri faptul că a dictat paș la acea încercare de pătrundere a Elizei Buceschi. Vine observatorul Gigi Antonescu și încearcă să-l calmeze pe antrenorul gazdelor. Omoregi Lazovici a încercat o intercepție târcă. A lăsat acolo un culoar pe care l-a închis foarte bine Vetkova, blocând-o pe Lazovici. Încearcă să se apere avansat Sorina Târcă. Regi pasă pentru Radicevici. Încă o finalizare pentru extrema dreaptă de la CSM. Unghi închis, dar a găsit un culoar printre brațele portăriței Brașovului. Cea mai mare diferență între cele două echipe, 3 goluri pe tabelă, acum cu ceva mai mult de 5 minute până la finalul primei reprize. Acția 9 metri. Nemulțumit publicul, cât de ușor a depășit-o pe Sabina Jacobsen. Se apără avansat și CSM-ul, aruncă Tămaș pe colțul scurt, fără reacție, Grubișici. Claudia Constantinescu. Lazovici. 13 la 10. Odihnită Dragana Cvici. Tămaș, Neagu, Buceschi, Târcă, Buceschi, pasă pentru Ciolan, 7 metri. Intră în poarta CSM-ului Paula Ungureanu. ani diferență între cele două jucătoare. 19 ani Sorina Târcă, 38 Paula Ungureanu, gol marcat de Sorina Târcă. Claudia Constantinescu, Omoregi, pasă în extremă. Scoate aruncarea de la 7 metri Iulia Curea. Un foarte închis, dar a știut să se ducă exact în Marilena Neagu pentru a obține această aruncare de la 7 metri. Schimbă portarul și Ion Crăciun, o trimite pe teren pe ucrainianca de 35 de ani, Victoria Timoșencova.
față în față cu Radicevic. Timoshenkova aruncă, blochează. Două minute și jumătate până la sfârșitul primei reprize. Nici o eliminare până acum în acest match. Tămaș, Neagu, Uceschi. Bine lansat Târcă. N-a găsit însă culoar. Târcă, aruncă, Târcă, bară și recuperează Radicevic, care pleacă pe contraatac. Pasă pentru Iulia Curea și vine golul. Se reface diferența de 3 goluri pe tabelă. Cu numărul 5, Iulia Curea. Dragan Đukić nu a cerut timeout în această primă repriză. Evident, echipa nici nu a dat... Adică a fost mai mereu CSM-ul în avantaj. Nu prea au fost momente de panică în defensivă sau în evoluția bucureștencelor. În schimb, are și el motive să fie nemulțumit. Mereu face semn că nu se... nu este amenințare de joc pasiv. Da, acum cere time-out Dragan Đukić după golul marcat de Larisa Tămaș. Un time-out care vine cu aproximativ un minut înainte de sfârșitul primei reprize. Să-l ascultăm pe antrenorul bucureștencelor. Let's make this Viborg on the right side with the movement of the pivot and then Barbie coming here to decide. Liza, Claudia, there. Prepare, there is no reason for any rush. Use the wings, open the game and then play Viborg there on the right side. When we are in defense, there is only one player and we should cover him and cover the back. All other can be hello. All other can shoot over you. I have nothing against. If they score 100 goals, 100 goals. And wing player, okay? Let's go. L-am înțeles? Hei! Mai facem 5 minute. Tot ar putea să... Atacul următor să faci două acțiuni, dacă nu iese asta. Da? Nu mai este un minut, mai sunt doar 50 de secunde, dar foarte optimist Ion Crăciun. Cred însă că jucătoarele de la CSM vor... pregăti această acțiune cât se poate de mult și vor încerca să finalizeze aproape de sirena pentru a nu mai permite adversarilor un eventual atac. Claudia Constantinescu oprită la 9 metri de ciolan. Guanamane omorege din nou Constantinescu. Lazović în prepasiv, CSM-ul aruncă Lazović și o păcălește pe Popescu. Se grăbește Ciolan, pasă pentru Chiricuță, va fi încă o aruncare, Târcă, mingea, șterge transversala și se duce în afara terenului de joc. La final, după primele 30 de minute, Corona Brașov 12, CSM București 15, rămâneți alături de noi, revenim după pauză cu repriza a doua. CSM